Bun găsit! Târgul de toamnă produs în Bucovina s-a bucurat de succes și în acest an, atât ca număr de vizitatori, cât și din punctul de vedere al numărului expozanților. Desfășurat pentru prima dată în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs în Cluj, manifestarea organizată de Asociația Produs în Bucovina, Asociația Centrul Cultural Bucovina, Consiliul Județean Suceava și Iulius Mol a reunit timp de 3 zile 40 de producători de preparate tradiționale și 30 de meșteri populari din județul Suceava, 10 producători și 10 meșteri populari din Cluj. Aflat la a noua ediție, târgul a oferit vizitatorilor preparată din carne, din lapte, produse de panificație și patiserie, zacuscă, fructe de pădure, compoturi și dulceață, bere de casă, must, sucuri naturale, fructe, miere de albine și alte produse apicole, legume și murături. Iubitorii bucătăriei românești s-au putut delecta cu preparate la grătar sau la ceaun și au avut ocazia de a descoperi și gastronomia etniilor din Bucovina. Casa Răzeșului a venit cu ceva nou, ceva inedit anul acesta. Avem borșul de hrib și sărmăluțele cu urdă, făcute la buturuga Răzeșului, așa cum am denumit-o. Dacă observați, sunt niște bușteni uscați, le dăm foc și ard. Noi facem mâncarea la buturuga Răzeșului, buturuga dacică se mai numește. Se face mâncarea foarte repede, nu se afumă, deci nu avem probleme de genul ăsta. Plăcinte, avem o afinată bună, afinată casei, ce mai avem, zacuscă făcută cu hrib și gălbiori din zonă, cașul de-al nostru închebăm la stână, dulcețuri de afine, de merișoare, de căpșuni, plăcinte cu palembrâu, facem balmoș. Facem, cred că mâine o să facem niște țigle, carne făcută la jar, e specific zonei de unde venim noi, în zona Dornelor. Vă așteptăm cu mare drag să degustați din produsele noastre. Vin cu drag, pentru că ca mic fermier fac parte din Asociația Produs în Bucovina și sunt bucuros să promovăm ceea ce producem noi, chiar și valorile satului românesc. Mi-e drag să vin, peste tot am fost printre primii la produs în Bucovina, fac parte din organizație și sunt de la prima ediție și cât și voi mai putea în continuare. Astăzi îi întâmpinați pe suceveni cu ce produse culinare? Ca de obicei, cu miel în smântână, cu tradiționalul balmuș, brânză cu smântână, asta, sarmale, am făcut și sarmale, pentru că sarmale sunt din zona noastră și sunt foarte bine cotate pe piață, ca să spun așa. Pe durata manifestării, vizitatorii și participanții au avut parte și de un program artistic susținut de interpreți și formații folclorice, printre care ansamblul artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, Marius Ciprian Pop, Ana Ilca Mureșan și grupul Tradiții al Zegrenilor din Ceaba din Cluj. Să mă duc să-mi duc o dată.